Între masivul retezat și cel al munților Poiana Ruscă se întinde frumoasa depresiune a țării Hațegului. O zonă care te provoacă să mergi pe firul legendelor ca să descoperi povești fantastice și ipoteze interesante. Una dintre aceste ipoteze se referă la o domniță din zonă care ar fi ajuns în haremul Imperiului Otoman, creându-se astfel o legătură de sânge între Iancu de Hunedoara și sultanul Mehmed al II-lea. Suntem în țara Hațegului ca să aflăm istorii ascunse. Țara Hațegului abundă în legende și istorii din alte timpuri. Dinozauri, daci și romani, domnițe și cnezi care au stăpânit aceste ținuturi cu sute de ani în urmă, sunt personajele permanente ale poveștilor din această zonă. Ca să aflăm povestea înrudirii lui Iancu de Hunedoara cu sultanul Mehmed al II-lea, mergem pe firul legendelor și pe cel al istoriei, dar și până sus, pe crestele dealurilor, acolo unde țara Hațegului întâlnește ținutul pădurenilor. În stânga mea este chiar ținutul pădurenilor, în depărtare se vede și Ghelariu, punctul cel mai cunoscut, dar nu cel mai frumos. Toate sunt frumoase, tot ținutul pădurenilor este frumos și în dreapta este țara Hațegului. Merge exact pe culmea care le desparte. Florin Delinescu s-a născut în zonă și a crescut cu toate poveștile din țara Hațegului. A fost în satul Mesteac, în care se pare că a fost proprietatea familiei Voicu, care este tatălui Iancu de Hunedoara. Și Elisabeta Mușina, care de fapt este mama lui Iancu de Hunedoara, este de la satul apropiat, satul din Rechitova. De acolo a ajuns să fie... Era o regulă în acea perioadă ca pe cât posibil să căsătorească tinerii să aibă proprietăți oarecum apropiate unul de altul, tocmai ca să le mărească și să le unească și să devină o proprietate mai mare. Și se pare că Voicu a fost proprietar pe zona aceasta a Mesteacului, dealurile de aici, din satul Mesteacăn. Și dacă vorbim despre Iancu de Hunedoara și familia sa, e absolut obligatoriu să ne întoarcem la Castelul Corvinilor, locul care păstrează cea mai tangibilă legătură cu voievodul. El și urmașul său, Matia Corvin, au fost parte a jocurilor politice importante, iar deciziile lor au influențat evoluția Europei în Evul Mediu. Ioan, sau Iancu de Hunedoara, așa cum e cunoscut românilor, este declarat în Evul Mediu de mai mari Europei, atlet al creștinătății. Apoi, fiul său, Matia Corvin, în calitatea sa de rege al Ungariei, dezvăluie lumii întregi o legătură care produce neliniște în epocă. Iancu de Hunedoara, exponent al luptei creștine, este vârul sultanului Mehmed al II-lea, cunoscut ca Mahomet Cuceritorul, cel care transformă destinul Constantinopolului și pune capăt Imperiului Bizantin. Este o informație care la noi circulă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar care nu a beneficiat, să zicem, întotdeauna de atenția pe care poate ar fi meritat-o. Datele istorice care atestă legătura dintre Iancu de Hunedoara și Mahomet Cuceritorul au fost ținute secole la rând într-un cont de umbră. Povestea acestei legături începe în țara Hațegului, nu departe de Castelul Corvinilor.
Țara Hațegului este unul din nucleele politice românești care au contribuit la nașterea statelor medievale românești. Fiind în legătură cu Oltenia oficial încă din secolul al XIII-lea și făcând parte din țara lui Litovoi, Țara Hațegului a fost un nucleu de nobilime românească. Documentele vremii completează imaginea Țării Hațegului la începutul evului mediu. După ce stăpânirea ungară s-a consolidat în această zonă, fapt petrecut cam în a doua jumătate a secolului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea, această cnezime, ca să fie recunoscută de noile autorități ca stăpână, s-a pus în serviciul regalității ungare, aducând regelui servicii militare, că acestea erau serviciile de bază atunci aduse de către vasali, suzeranului lor, în cazul acesta suzeranul suprem, care era și suveran, adică regele. Și în această ambianță, o familie urmașă a acestor cnezi, care avea ca reprezentant la începutul secolului al XV-lea, pe la 1409, pe un nobil local fost cnez numit Voicu, această familie a primit un număr de sate în jurul Hunedoarei, care nu era atunci castelul fastuos de mai târziu, ci era poate o cetate mai veche, că satele erau cam nouă, după cunoștințele noastre. Și aceste sate au alcătuit domeniul oficial al familiei. Aceste sate au fost primite de Voicu, care descinde dintr-o linie care coboară în istorie până la 1300. Voicu are mai mulți copii, iar printre aceștia se numără doi băieți care purtau același nume, Ioan. Acasă li se spunea Iancu și Ivașcu, celui mic, ca să fie deosebiți. În evul mediu nu era de mirare să ai doi băieți cu același nume sau două fete cu același nume de botez. Se întâlnește cazul și în alte împrejurări. Aceștia maturi fiind s-au pus și ei în slujba regelui ca și părintele lor. Și Iancu s-a dovedit foarte viteaz și foarte vrednic. Și atunci și-a făcut ucenicia pe lângă regele Ungariei, devenit și împărat Sigismund de Luxemburg. A luptat în războaiele husite și a făcut ucenicie la Milano. A vorbit limba italiană. Și s-a întors acasă și a primit demnități importante, el desprinzându-se din rândul nobilimii locale hațegane. Chiar și în evul mediu, imaginea publică era unul dintre aspectele de care figurile importante ale scenei politice aveau grijă. Multe dintre uneltirile epocii aveau la bază informații false. În cazul lui Iancu de Hunedoara, s-a pus la îndoială originea sa. Eu am studiat toate documentele cunoscute despre el înainte de asta și în vreo 5 documente, el este numit Iancu Olah sau Olahus, adică Iancu Românul, ceea ce demonstrează originea lui etnică printre români. Multe voci afirmau în epocă că ar fi fost fiul nelegitim al lui Sigismund de Luxemburg. Eu sunt convins că era un urmaș de cnezie și nobil local din Țara Hațegului. Mai există o legendă în legătură cu înrudirea lui cu dinastia Țării Românești sau cu proveniența lui de la sud de Carpați, dar deocamdată nu cunoaștem mărturii ferme. Cele mai bune mărturii pe care le avem sunt că era urmașul unei familii din Țara Hațegului. Înrudirile, sigur, care s-au făcut, pot să fie spre diferite direcții, dar ramura lui românească este cunoscută și nu poate fi negată din moment ce este numit Iancu Românul. Cu toate acestea, Iancu de Hunedoara își schimbă optica în această privință în momentul în care devine cu adevărat important. După ce ajunge voievod al Transilvaniei, sigur că n-a mai folosit această denominare de Românul, fiindcă românii erau neam supus și de iobagi în mare măsură, într-un regat care se declara occidental și catolic. Ca voievod, Iancu de Hunedoara și-a dorit pace în Europa, însă acest lucru nu a fost posibil. Campaniile anti-otomane din acea perioadă, inițiate de diverse curți creștine, transformă Balcanii și alte părți ale vechiului continent în zone de conflict. Bătăliile la care a participat Iancu au evidențiat calitățile lui militare, iar în perioada de glorie ajunge cel mai bogat om al Ungariei.
ajunsese, datorită succeselor lui, să fie cel mai bogat om din regatul Ungariei. Avea circa 53 de orașe și târguri și circa 1000 de sate și părți de sate. Ca să vă dați seama ce înseamnă în acea vreme, cel mai bogat domn al țării românești a fost Mihai Viteazu, care n-a avut mai mult de 150 de sate și părți de sate, iar Iancu a avut 1000 și cu orașele și cu târgurile. În tot regatul, dar baza era concentrată în Transilvania și în domeniul Hunedoarei, care a devenit între timp un domeniu foarte mare, cu extensiuni până spre Banat și așa mai departe. Deci Iancu de Hunedoara a ajuns să fie apărător al creștinătății. Despre Iancu de Hunedoara s-a scris mult, în special după moartea acestuia. Chiar și asupra sfârșitului acestui voievod planează misterul, pentru că sursele creștine le contrazic pe cele otomane. Avem la momentul de față două variante asupra morții lui Iancu de Hunedoara care îmi pot lămuri poate și în legătură cu această posibilă legătură. În varianta creștină, Iancu a murit de molimă, ciumă, imediat după ce l-a învins pe Mehmed al II-lea, iar după aceea turcii oricum n-au mai atacat vreodată Ungaria la modul cum au făcut-o la 1456 la Belgrad. Varianta otomană este că după ce turcii au zis ok, nu mai insistăm să cucerim Belgrad, că îl cucerim altă dată, abia atunci Iancu a îndrăznit să iasă din cetate și ieșind din cetate a fost săgetat de către un oștean otoman și de ce s-a tras moarte. Cert este că Iancu de Hunedoara moare în urma bătăliei împotriva lui Mahomet Cuceritorul și oprește pentru o perioadă expansiunea musulmană. Ani mai târziu, Matia Corvin afirmă despre cei doi că ar fi fost verișori. Contextul tulbure al epocii a oferit un mediu prielnic pentru realizarea multor legături care la prima vedere pot părea puțin ciudate, însă artizanii acestora aveau în minte strategii pe termen lung. Se putea întâmpla ca fii și fiice de domni să ajungă în Constantinopol, numit după 1453 Istanbul, și să intre în orbita puterii otomane. Băieții de domni erau pregătiți ca să urmeze la tron, dar după maniera otomană, să fie în serviciu sultanului și erau crescuți acolo, nu neapărat în medii otomane, ci erau crescuți pe lângă Marea Biserică a Constantinopolului, adică pe lângă Patriarhia Ecumenică. Nu treceau la islam, dar erau pregătiți să facă politică otomană când veneau și cu asta părinții lor care domneau erau ținuți în sfera otomană pentru că ei erau un fel de ostateci, tinerii. Și atunci dacă părintele făcea o defecțiune, se răscula împotriva sultanului, era amenințat cu reținerea permanentă a copilului sau copiilor la Istanbul. Domnițele sârboaice mai ales, dar și grecoaice sau bulgăroaice sau albaneze au ajuns însă în haremul sultanului pentru că acolo se făcea politică, era sultana valide sau sultana mamă, sultana principală și celelalte erau ținute pentru legăturile cu creștinătatea și pentru a pregăti urmași viguroși ai sultanului, dintre care unul ajungea să domnească. Unul dintre acești copii, despre care anumite documente spun că ar fi avut o mamă educată în tradiția creștină, este Fatih Sultan Mehmed, cunoscut de o lume întreagă drept Mahomet Cuceritorul. El, Mahomet, cel care își dorea să împingă cât mai departe granițele islamului, era vărul celui care lupta sub crucea sfântă a creștinătății. Sau, altfel spus, mama sultanului era o româncă din țara Hațegului. Și totuși, cum s-a aflat despre această legătură și cum a fost posibilă? Bună parte dintre izvoarele privind această legătură de sânge între Iancu Matia,
Mehmed și Bayezid pe cealaltă parte, au fost făcute cunoscute tocmai de către istoriografia maghiară și nu azi, nu ieri, ci în urmă cu peste 100 de ani. Oficial, cel care face referire pentru prima dată la această legătură este Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Acest lucru se întâmplă odată cu mediatizarea Victoriei de la Câmpul Pâinii, aflat azi în județul Alba. Matia Corvin, asemeni altor capete încoronate ale vremii, și-a trimis solii la curțile importante pentru a anunța victoria împotriva otomanilor. În decembrie, solii regiului Matia au mers la Reichstagul de la Nürnberg, unde au prezentat victoria obținută de către regele lor și totodată au făcut un fel de istoric al cuceririlor otomane din peninsula balcanică și până la granițele Ungariei. Și acolo, en passant, cum se spune, au pomenit că printre strămoșii săi, printre parentes, așa apare în textul latin, Mehmed avea și valahi, adică români. Însă, până la documentele care vorbesc despre înrudirea celor două familii, în țara Halțegului, oamenii locului păstrează și astăzi povestea domniței din turnul Răchitovei, care a ajuns în haremul sultanului. Ne aflăm în localitatea Răchitova, la turnul familiei Mușina, se pare, un turn medieval cu o vechime de, după arheologi, de peste 750 de ani, chiar 800 de ani, de unde pleacă o poveste foarte frumoasă. Undeva în secolul al XV-lea se petrece această poveste, pentru că este vorba despre Iancu de Hunedoara, care și are originele în zona aceasta. Se pare că mama lui din această cetate a fost cerută în căsătorie de către Voicu, care avea o proprietate în apropiere la Mesteacăn. Aceste lucruri se știu din istorie, dar este o legendă care are și câteva adevăruri istorice vis-a-vis de originea lui Iancu de Hunedoara și gradul lui de rudenie cu Mahomed al II-lea. Se pare că undeva pe la începutul secolului al XV-lea, pe la 1420, turcii nevălesc în țara Hațegului, o ia pe toate văile astea. După cum vedem, este o voale destul de lungă din țara Hațegului, se intre înspre valea Răchitovei. Și boierul Nușina, cel care stăpânea domenii de aici din apropiere, inclusiv această cetățuie, să-i spunem așa, este prins de către turci și ajunge să fie întemnițat. Le promite că o să le dea anumite sumă de bani, costând în obiecte din aur sau, mă rog, probabil din monede, și una dintre cele două fete să o dea în schimbul lui. Astfel, Stella, fiica cea mică a nobilului Hațegan, ajunge în haremul sultanului Murad, avându-l ca fiu câțiva ani mai târziu pe Mahomed Cuceritorul. Sora ei, Elisabeta, rămâne în țara Hațegului și devine mama lui Iancu de Hunedoara. Povestea de la Răchitova este dublată de documentele din arhivele de la Budapesta, Brno, Veneția sau Roma. Alexandru Simon le-a cercetat pe toate. Bunica sa ar fi avut o soră, adică mama lui Iancu de Hunedoara ar fi avut o soră care ar fi fost luată prizonieră de către turci, dusă în haremul sultanului și că ar fi devenit astfel mama lui Mehmed al II-lea. Altfel spus, Mehmed al II-lea și Iancu de Hunedoara ar fi fost un fel de veri primari. Iancu nu se știe să fi făcut caz mare de aceste origini. De fapt, noi, practic, ce știm despre el, știm, în primul rând, din ceea ce s-a scris după ce el n-a mai fost. Că a fost de bine, că a fost de rău. Că a fost cel care scria în slujba fiului său sau că a fost în slujba dușmanilor săi. Dar sigur este că la un moment dat s-a ajuns să se adapteze atât de mult istoria lui Iancu, încât inclusiv într-o variantă a croncii dușmanilor săi de moarte, familia Cilii, s-a introdus pe la 1502 ideea că Mircea cel bătrân al țării românești ar fi fost tatăl lui Iancu de Hunedoara. Ori se știe că una dintre fiicele lui Mircea cel bătrân a fost dată de soție unuia dintre fiii lui Bayezid I, cel de la Rovine. Deci avem o anumită istorie, iar aceste căsătorii creștino-musulmane nu erau o raritate în respectiva epocă.
Din punct de vedere istoric, cele mai multe detalii despre această legătură le aflăm din corespondența lui Matia Corvin. Așadar, Iancu de Hunedoara ar fi verișor cu Mahomed Cuceritorul. Povestea are la bază o legendă din țara Hațegului, date din corespondența lui Matia Corvin, dar și informațiile despre practicile epocii. De-a lungul timpului au fost însă și voci care au afirmat că această legătură ar fi fost o idee inventată de Matia Corvin ca să sperie rivalii. Oricum ar fi, posibila legătură de sânge dintre cele două familii nu a cadrat, de cele mai multe ori, cu politicile vremurilor. Informația a fost cunoscută și a fost publicată sub numele lui Nicolae Iorga încă din 1915. A picat cei drept în timpul primului război mondial, iar după aceea subiectul s-a scurs. Rudele otomane ale lui Matia se alătură la încă două, trei demersuri foarte riscante, care pentru român, care în general resping ideea de cineva care e după mamă maghiar să poată face ceva bun pentru oricine, dacă nu pentru români, și contravin oricărei imagini maghiare a lui Matia. Din motivul acesta, subiectul a fost lăsat deoparte. Este încă, poate, un indiciu pentru rațiunile pentru care s-a evitat orice altă aprofundare a unui asemenea subiect. Pentru că nu cadra, deci nu dădea bine nici pentru ei, nici pentru noi, ca să spunem mai simplu. La acest moment, misterul legăturii dintre Iancu de Hunedoara și Mahomed al II-lea ar putea fi risipit printr-o analiză ADN. Dar cum niciun mormânt al Corvinilor nu este intact, e aproape imposibil de aflat adevărul. Ce este sigur la ora actuală este că sarcofagul este gol. Probabil cel care este pe sarcofag nu este Iancu de Hunedoara, ci este Ioan Zapoia. Mormintele acestea au fost prăpădite cel târziu de către turci, pe la 1660, când i-au intrat în Transilvania împotriva lui Gheorghe Racoții al II-lea. Și dacă e să tragem linia, noi la ora actuală nu cunoaștem niciun fel de mormânt intact, niciun fel de os al vreunui membru al familiei hunedorești. Neavând aceste oase, iar osemintele sultanilor otomani, fiind la rândul lor o întreagă poveste, este greu să mergi pe analiza ADN. Ce se poate încerca este o chestie, să zicem, semi sau total polițistă. Pentru ADN-ul modern, deci pentru ADN-ul celor care sunt, hai să zicem, încă în viață, există o metodă, drept este, se pare cam extremă, mie mi-a fost amintit o singură dată, de recoltare. Și anume, când semnează omul, o hârtie se freacă de hârtie și hârtia se impregnează. Noi, în cazul lui Matia Corvin, avem o sumedenie de acte semnate de către el manu propria, cu mâna lui. Aceste documente ar putea servi drept bază pentru o asemenea analiză. Numai că trebuie avut în vedere că aici vorbim mai ales de pergament, care înseamnă cu totul altceva decât hârtia. Deci o încercare ar putea să fie făcută. Șansele, în schimb, sunt, hai să zicem, în cel mai bun caz relative. Există voci care afirmă că corespondența lui Matei Corvin nu a fost pe deplin cercetată de-a lungul timpului. Pe de altă parte, la finalul anilor 1800, istoricii maghiari găsesc în corespondența directă a lui Matei Corvin cu un alta poartă referiri la presupusa legătură de sânge între familia nobiliară de Hunedoara și cea a sultanului. Pentru localnici însă, ruina donjonului din vârful dealului este dovada suficientă că legendele de astăzi au fost cândva întâmplări adevărate. Pe data viitoare, la alte istorii ascunse.